Mai face ce a liniștit să fie pe aici. Vreau să care aia ta apă că mă duc de aici. Salut! Salut! Astăzi 27 iunie mă duc la Turda. Într-o plimbare sper să fie în vreme bună acolo către Câmpia aparate niște nori, dar mai rămâne aici. Azi vreme caldă, soare, pustiu pe stradă. Înnorat. Sper să nu avem surprize. Este ora 10:30 aproape, 10:25, și am vrut să mergem până la Turda. Cald. Acum vom vedea ce și cum va fi. Ce să vă zic? Sper că va fi bine. Pe mine asta care mă tot urmărește pe mine. Ce faci? Salut! Am revenit după primii aproape 2 km. Mergând spre Turda, suntem pe aici, cobor de pe podul de pe autostradă. Bine, pe dedesubt umblă e autostrada Transilvania. Mai duc un pic înainte, e foarte cald. Și la umbra aia de acolo din față mă trag un pic la umbră, 2-3 minute, că e foarte cald. E ora 10:30, 11:20, mă gândesc eu, maxim 11:00 sper. Și deja e foarte cald. Deci mă așteaptă azi o zi foarte caldă. Dar mie îmi place. Că vara, când e foarte cald, ne băgăm la umbră. Dar când e foarte frig iarna, unde să ne mai băgăm? Pe drum. Ai văzut? Avantajul e bun. Asta e avantajul vara. Când e cald și nu mai poți, e cald, mai bagi la umbră. Mai stai 5 minute. Nu, te vezi, aici ai deja ăla kilometrajul de mai am 3 km până la Turda, bine, acum până la Silica, că până în centru mai am încă vreo 7. Aaa, ce bine la umbră. Stăm un pic la umbră. Vreo 5 minute. Și după aia continuăm. Asta e unde, fiind o poziție mai bună, aici ne ia. Ok. Cam
camera, vreau să-mi doi un pic așa în ea, dar bace într-o parte. O salut! Astăzi e foarte cald. Deci, e o zi foarte caldă și m-am pornit să mă duc până la Turda. Acum, mi-ar fi plăcut ca până la Turda să am așa nea drumul. Să am umbră până la Turda, ce fain ar fi. Și când vin înapoi după masă, umbra să se muce pe partea altă. No, așa de ea, ce fain m-aș putea duce până la Turda. Fain de capul, ce frumos e. Deci e cald, e bine, e așa, super. Dar, din păcate, adică nu din păcate, hai că să nu exagerăm, că e bine și la soare, na. La soare e mult mai cald, dar am noroc că mă duc cu viteză. Mă duc cu viteză de 9 km la oră. Și vântul adie bine. La viteza de 9 km, că nu mă duc cu viteză maximă, că na, astăzi am de făcut mulți kilometri. Așa mi-am pus de gând, apoi acum Domnul știe ce, cât voi reuși. Sper să reușesc. Na, uite, vezi, aici unde nu-i mai umbră, dar nu-i rău nici aici, acum la ora asta, la orele 11. Mai rău va fi când vinem înapoi, când viu înapoi. Când viu înapoi, atunci va fi mult mai mult mai răcore. Nu că răcore, auzi că răcore. Mult mai cald. Va fi foarte cald atunci. Pe la 2, 3, 4 amiază, după masă. Bun, hai că opresc filmarea. Vă doresc o zi faină, să profitați de vara asta cu plimbări, cu să nu stați în casă, că e cald afară, dar mai găsiți câte o umbră pe drum. Na, multă sănătate!